HR Club Talks. Un model foarte interesant, foarte plastic descris, l-am văzut acum mai mulți ani și de atunci îl mai tot povestesc din când în când, despre smell of the place, mirosul locului. E un profesor, Dumnezeu să-l odihnească, un profesor mare de economie care a predat și la Fontainebleau și la London Business School și la un moment dat când a ținut un speech la un forum economic mondial, a spus că a dat exemplu, zice, uite, eu sunt indian, sunt din Calcuta și merg vara la Calcuta când e vacanța copiilor și Calcuta e foarte frumos în multe momente, dar nu vara, când e foarte cald și foarte umed. Atunci, fiind foarte cald și foarte umed, mă simt obosit, mă simt mai lipsit de energie, stau mai mult în casă, nu prea fac mare lucru nimic. În schimb, când am preluat la Fontainebleau, zice el, mergeam primăvara să mă plimb prin pădurea Fontainebleau. Și zicea, vă încurajez chiar să faceți chestia asta. De, energia de primăvară în pădurea aia, zine să sar, să te bucuri, să vii cu povești, să te distrezi, să alergi. Și zice, eu sunt același și vara la Calcuta și primăvara în pădurea din Fontainebleau. Ce e diferit este contextul din jurul meu. Și el spune, analogia asta poate fi transbordată în o companie, pentru că managementul este cel care creează contextul în jurul angajaților, deci creează cultura.